salutăm și bine ați revenit la un nou videoclip. Aștept să fac videoclipul ăsta de câteva luni deja și sunt foarte încântată că în sfârșit am ocazia să împart cu voi recenzia pentru această carte. Așa cum vă puteți da seama din titlu, este vorba despre recenzia cărții Cuvinte în albastru intens, scrisă de Kath Crowley și apărută la noi la editura Storia. În cazul în care nu mă urmăriți deja pe Instagram și pe toate rețelele de socializare, țin să spun asta de la început, cartea asta a fost tradusă de mine, sunt foarte mândră de chestia asta. Și astăzi vreau să vă zic un pic și despre cum a fost procesul de traducere, cum am văzut un pic de behind the scenes, de lumea editorială și lucruri de genul ăsta. În plus de asta o să urmeze și un concurs. Așa că dacă vreți să câștigați această carte, stați pe fază. Haideți în primul rând să vorbim despre carte în sine, pentru că bănuiesc că toată lumea de asta este aici. Dacă ați citit Graffiti Moon, cealaltă carte scrisă de Kath Crowley, s-ar putea să fie oarecum familiar stilul, pentru că mie personal mi s-a părut în aceeași direcție, dar mi-a plăcut mult mai mult decât prima. Mi-a plăcut mult mai mult decât Graffiti Moon, care oricum mi-a plăcut foarte mult. Cartea urmărește două personaje principale, pe Rachel și pe Henry, și este scrisă din perspective alternative. Un capitol din perspectiva lui Henry, un capitol din perspectiva lui Rachel. Încă de la început aflăm că lui Rachel i-a murit fratele, Cal s-a înnecat, și practic povestea urmărește modul în care ea se întoarce în orașul de unde plecaseră și încearcă să-și refacă viața, practic încearcă să treacă peste pierderea suferită. Cum face chestia asta? E bine, dintr-o întâmplare sau alta, ajunge să lucreze la anticariatul fostului ei prieten din copilărie, Henry, un tip cu care nu mai vorbise de ceva vreme, pentru că, din nou aflăm de la început, ea a fost îndrăgostită de el, el nu, și a fost pur și simplu o situație destul de neplăcută. Practic, întreaga carte se desfășoară în anticariat și cred că ăsta e lucrul care mie mi-a plăcut de fapt cel mai mult. Este o atmosferă atât de frumoasă și este o carte perfectă pentru orice fel de iubitor de literatură. Să ai ca background rafturi și cărți și nume de autor și nume de romane, mi se pare pur și simplu cireașa de pe tort într-o poveste de dragoste între doi adolescenți. Este o atmosferă foarte frumoasă, este un pic mai încărcată decât cea din Graffiti Moon, pentru că evident avem pierderea lui Cal, la care Rachel se întoarce iar și iar, dar nu este o atmosferă încărcată deprimantă, ci este pur și simplu una care te face un pic să reflectezi la ce se întâmplă în jurul tău, la relațiile cu cei din jur, și cred că toate acele referințe literare ajută. Practic, la urma urmei, este o carte despre puterea literaturii și puterea cuvintelor și modul în care literatura ne ajută să trecem peste anumite lucruri peste care nu credeam că vom trece vreodată, ne încununează dragostea pentru un băiat sau pentru o fată sau pentru cei din jurul nostru pur și simplu, și este modul prin care putem să ne exprimăm sentimentele mai bine. Lucrul pe care l-am văzut în Graffiti Moon și care mi-a plăcut foarte, foarte mult aici este faptul că între fiecare capitol, între capitole, avem inserții de altceva. Dacă în cazul Graffiti Moon aveam poezii, dacă mai țin eu bine minte, aici avem pasaje din cărți și scrisori din cărți. Ce face anticariatul ăla de special, anticariatul lui Henry, este faptul că exista o secțiune, și anume Biblioteca Scrisorilor, în care oamenii erau chiar încurajați să lase scrisori pentru cărți, să lase scrisori pentru alte persoane, să lase însemnări pe marginile cărților, să scrie pur și simplu pe cărțile respective. Și, practic, sunt foarte multe cărți care păstrează trecerea pe acolo a zeci și zeci de oameni, pentru că fiecare scrisese altceva, fiecare își lăsase o impresie, v-am zis, atât bilete către persoane reale, cât și către autorilor preferați, sublinieaseră pasajele preferate și tot așa. Și din capitol în capitol avem inserțiile astea și vedem exact fiecare cum se raporta la cartea pe care o citea. Evident că și în Graffiti Moon avem niște povești paralele, odată se urmărește povestea surorii lui Henry, dar pe de altă parte și cea a tatălui lui. Și în plus de asta mai este o poveste care pe mine m-a impresionat foarte tare, povestea unui bătrân, să zicem, nu era foarte bătrân, dar oricum unei persoane mai în vârstă, povestea lui Frederick, care inițial, când o să citiți cartea, o să pară un personaj episodic, doar un tip care trece și el pe acolo. O să vedeți, Frederick este unul dintre cei mai înțelepți și mișto oameni despre care eu am citit în ultima vreme și are o importanță foarte mare în carte. Stilul v-am zis deja că mi-a plăcut foarte mult, este foarte, foarte frumos, este foarte poetic și cred că aici putem să începem să vorbim și despre traducere propriu-zisă. Știți deja că asta pentru mine practic este a treia carte pe care o traduc, a doua publicată, dar a treia pe care am finalizat-o. Și mi s-a părut sincer cea mai poetică și mi s-a părut, a fost pentru prima dată când m-am panicat. În momentul în care am citit cartea asta și am văzut uneori cât de poetic este limbajul, pe alocuri, nu mereu,
m-am panicat gândindu-mă că eu nu o să pot să surprind chestia asta în română. Mi se pare că în cele din urmă am făcut o treabă bună, adică sunt mulțumită de cum au ieșit acele pasaje de care mi-era frică. Dar a fost oricum foarte, foarte frumos stilul și v-am zis, perfect în peisajul ăsta de cărți, literatură, anticariate și dragoste pentru cuvinte. Procesul de traducere în sine, pe lângă acele pasaje un pic mai metaforice și un pic mai poetice, au mers foarte bine. Cumva mi se pare că am început eu să capăt o ușurință în traducere și a început să-mi placă din ce în ce mai mult. Nu o consider neapărat un job, nu este jobul meu și cred că tocmai asta contribuie la faptul că mă relaxează să traduc și asta îmi place foarte tare. Un singur lucru pe care mai vreau să-l mai menționez este faptul că odată cu această traducere am putut și eu să spionez așa un pic ce se întâmplă în lumea editorială. În primul rând m-a ajutat foarte mult faptul că am primit redactarea și că am văzut exact cum se redactează o carte și lucruri de genul ăsta. Dar în al doilea rând am aflat o fel de lucruri pe care nu le știam. În primul rând, habar nu aveam că dacă vrei să schimbi titlul în mod special, trebuie să ceri o fel de aprobări de la agenți. Noi am avut foarte multe discuții cu privire la titlu, noi, adică eu și cei de la Storia. Cu privire la titlu, cu privire la copertă, a fost cumva o muncă destul de lungă în spate și este o muncă care mie mi se pare foarte mișto. Dar v-am zis, cumva faptul că am putut să văd în spate, să văd și ce se întâmplă în spatele, în culise, mi-a plăcut extraordinar de mult, mi s-a părut foarte mișto. Și da, pentru chestia asta, cu atât mai mult mi-a plăcut întregul proces. Bun, haideți să trecem și la concurs. Cei de la Storia au fost foarte drăguți și evident au pus câteva exemplare la concurs. Asta este copia mea, pe care o să o pun foarte frumos în bibliotecă să se vadă. Dar o să vreau să vă mai ofer și vouă această carte. Mai exact am 3 exemplare din Cuvinte în albastru intens de Cath Crowley, pe care vreau să vă dau și vouă. Ce trebuie să faceți este foarte simplu. În primul rând trebuie să fiți abonați a acestui canal, evident. Și în al doilea rând vreau să-mi spuneți în comentarii cărei cărți i-ați scrie voi o scrisoare. Care este acea carte care pentru voi a contat atât de mult încât ați simțit nevoia să-i scrieți cărții o scrisoare? Spuneți-mi asta în comentarii și veți intra în concurs. Concursul se derulează până la finalul lunii, până pe 1 aprilie, ca să fie ușor de reținut. Și în plus de asta, vedeți că o să mai intru eu la un moment dat pe Facebook și pe Instagram să vă anunț și detaliile referitoare la lansare. Vrem să facem un eveniment în jurul acestei cărți și astăzi urmează să mă văd cu Adriana și cu Cristina să vorbim exact, să vedem care sunt detaliile. Dacă lucrurile o să iasă așa cum ne gândim noi, o să fie un eveniment foarte frumos în București, la care mi-ar face mare plăcere dacă ați putea ajunge. Dar nu despre asta este vorba acum. Recenzii, v-am zis, mie mi-a plăcut foarte mult. I-am dat, nu mai știu dacă 4 sau 5 stele din 5 pe Goodreads. Singurul motiv, singurul dezavantaj, să zicem, pe care îl văd este faptul că eram deja oarecum obișnuită cu stilul lui Cath Crowley. Cred că dacă nu aș fi citit Graffiti-ul înainte și aș fi citit asta, ar fi fost cu siguranță una dintre acele cărți de top în preferințele mele. Așa eram, cumva știam la ce să mă aștept. Eram deja obișnuită cu stilul și nu m-a impresionat atât de mult, deși mi-a plăcut foarte mult. Asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un thumbs up. Nu uitați că dacă vreți să câștigați și voi un exemplar din această carte, să-mi lăsați un comentariu mai jos. Și de asemenea, dacă vreți să fiți la curent și cu alte videoclipuri, abonați-vă, apăsăm butonul de subscribe de mai jos, ca să fiți la curent și cu alte videoclipuri. În plus de asta, țineți cont de faptul că YouTube acum are un algoritm foarte dubios, în sensul în care videoclipurile nu mai apar tuturor, așa că m-ar ajuta tare mult dacă ați apăsa clopoțelul la care să vă anunțe de fiecare dată când postez. Ok, până săptămâna viitoare, când noi ne vom vedea cu clipul despre facultate, am impresia, citiți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!